Bine ați venit în sat la bunica. Asta este luna noastră de miere. O să fim aici pentru o săptămână. Suntem într-un sat filipinez, pe o insulă uitată de lume, într-o locație uitată de lume. Nu există niciun turist aici, decât noi care am venit să stăm aici pentru o săptămână. Suntem eu și Raluca și mai sunt încă vreo 6-7 persoane. Totul este ca în anii 1950 în România. Deci condițiile sunt foarte, foarte de bază. Bănuța unde dormim noi, aveai opțiunea să alegi cort sau la cabană. Dar nu avem geamuri, nu avem curent, nu avem nimic. Deci pur și simplu e o cabană cât ai un acoperiș deasupra capului. Cercăm pentru o săptămână viața într-un sat filipinez. Deci când mă refer la sat filipinez, ăsta chiar este un sat filipinez. O să filmez cocoșii, găinile. Acum 10 minute am făcut duș, dar am făcut duș cu cana, deci așa turnam apă pe noi. Am spălat hainele, prosoapele, dar le-am spălat la lighean, deci manual, nu ai mașină de spălat, nu ai nimica. Așa că experimentăm treaba asta o săptămână, să vedem exact cum trăiesc cu oamenii ăștia. Planul este ca în fiecare zi să facem island hopping pe insulele de aici din jur, iar undeva pe la ora 5-6 o să revenim înapoi în sătucul nostru de bază. Oamenii pregătesc mâncarea pentru noi. O să vă arăt exact ce mâncăm. Prima masă a fost crab și pește, pește uscat. Chiar în spatele restaurantului se usucă peștele, apoi îl prăjesc. A fost foarte bun. Eu am mâncat, n-am avut probleme. Raluca nu mănâncă pește sau seafood, așa că i-a servit două ouă și niște orez, iar pe seară o să taie oamenii o găină special pentru ăștia care nu mănâncă pește. Și da, avem țânțari pe aici, avem muște, deci suntem chiar în junglă. Nu este chiar junglă, este o insulă. Am adus cu noi spray pentru țânțari, dar până acum nu a fost nevoie să-l folosim. Mai mult musculițele ne-au dat bătaie de cap. Am făcut baie, ne-am relaxat, am făcut duș și acum într-o oră o să servim cina și cam asta este. Avem curent, dar curentul funcționează doar 3 sau 4 ore. Curentul este de la generator și se pornește generatorul pentru ca toată lumea să-și încarce telefoanele, laptopurile, camere și așa mai departe. Așa că, da, cam asta este viața localnicilor, foarte simplă, dar se pare că oamenii sunt foarte fericiți, să trăiesc așa într-o comunitate, sunt împreună, părinții cu fiii, cu nepoții, toți trăiesc la un loc, se ajută unii pe alții. Și cred că se organizează și lupte de cocoși aici, pentru că văd că lumea e foarte îngrijorată de ce fac cocoși. Îi piaptă, îi mută în stânga, în dreapta, îți legați acum de picior să nu aibă acces unul la altul. Așa că vedem dacă putem să filmăm și o luptă între cocoși. Insula asta este destul de mare, pentru că unii localnici folosesc, au motociclete și scutere, deci bănuiesc că există undeva și un drum, probabil care duce până în partea cealaltă. Noi am venit pe mare cu barca, așa că ne rămâne doar să experimentăm și eventual să taci, să mai vorbim cu localnicii. Dar cam asta a fost ziua de astăzi, a fost o zi lungă, din nou am călătorit mult, pierd mult timp aici călătorind, 6-7 ore am făcut cu Duba, apoi după cum v-am filmat ați văzut două insule pe unde am fost, dar n-am stat foarte mult pe ele și într-un final am ajuns aici la bază. Așa că asta este adevărata Asia Express, o experimentăm și noi acum. Și revenim cu un feedback. Bun, cam asta a fost lung, sper că v-am lămurit care e situația. Vă mulțumim că mă urmăriți și țineți aproape. Bye, bye! Bunica acasă. Morning. Good morning, sir. Breakfast time? Breakfast time. Good morning. Yes, sir. Say hi to the camera. What do we have for breakfast? Oh, we have longanisa, you know longanisa? Nope. Tocino, you know tocino? Nope. Oh, it's time to try, yeah? Yes, yes. And we also have fruit. Fruit? Yes, okay, pineapple. That's good, that's and good. And Filipino food also, we have rice. Oh, nice, nice. Yes. Always the rice. Always the rice, yes. Yeah. Hi. He was awake already at 5 o'clock. Yeah. I could hear it.
I'm yeah. tired. I think you're getting tired now. It didn't rain last night, isn't it? Oh no, it rained? It rained. Oh, okay, right. Hello. Hello. He's like, hi guys. Bun, mergem să luăm breakfastul și apoi facem bagajul și plecăm spre prima insulă. Nu știu dacă o să luăm camera cu noi, să luăm camera cu noi sau nu luăm. Lumea încă doarme aici, așa că, da, vedem. Hai, să mâncăm. Bun, am terminat și cu breakfastul. Foarte bun. Ceva ouă, carne de vită prăjită și bineînțeles cu orez și o bucată de ananas. O chestie foarte interesantă ce am aflat acum la breakfast, am discutat cu ceilalți băieți și ne povesteau, povestea familia de aici. Bătrânii de aici din zonă, căpetenile tribului, s-au dus la o întâlnire, se întâlnesc toate familiile mari aici în zonă, pentru că se plănuiește construirea unui aeroport în zonă și a unui resort. Deci se va construi primul resort în zona Balabac și de asemenea plănuiesc să construiască un aeroport. Așa că treaba asta cu naturalismul se va termina. Zona asta mai mult ca sigur va deveni suprapopulată și va exploda ca și probabil El Nido și Coronul în câteva luni. Așa că ne bucurăm că am ales să venim aici, să trăim o senzație așa tipic filipineză, să vedem cum trăiesc oamenii și să ai, practic, plajele astea și frumusețile astea doar pentru tine. După cum se vede, nu este nimeni pe plajă, așa că este foarte frumos să experimentezi și partea bună a naturii și să scapi de hoardele de turiști. Bun, mergem să facem bagajul și plecăm spre insule. Probabil o să iau GoPro pentru că e mult mai ușor, așa că va trebui să scuzați calitatea. Hai! E bine, fraților, iată ne-a ajuns și pe Onuk Island. Cred că ăsta este highlight-ul zilei de astăzi. Este foarte frumoasă insula asta și foarte micuță. În 5 minute cred că faci în conjurul insulei, dar arată într-un mare fel. Aici am avut lunch-ul, am avut creveți și niște carne de vită și bineînțeles celebrul orez. Dar acum, pentru 2 ore, după cineva zboară o dronă. Poate reușim să facem de ceva cadre de la cine zboară drona, să vedem cine o zboară. Da, o să ne relaxăm aici pentru 2 ore. Sunt destul de multe bărți, adică cred că toți până la urmă vin aici ca să ia lunch-ul și erau, nu știu, 7, 8, 9 bărci, dar oameni sunt foarte puțini, undeva la 30-40 de oameni, care e puțin pentru insula asta. Și după cum vedeți, ne-am găsit noi aici colțișorul nostru. Nu avem pe nimeni lângă noi. Da, cam asta a fost plimbarea pe ziua de astăzi. Este a doua zi aici în Balabac. Foarte frumos. Și prima zi a fost, am avut două insule frumoase, dar astăzi a fost incredibil. Am avut sandbarul Mansangalaka, nu știu, Mang Salam Sandbar, cum îi zice. Și apoi am avut Sangalasan Island, nu mai știu. Și asta este Onuk Island. Cred că este cea mai frumoasă pe care am văzut-o până acum. Așa că rămâne decât să ne bucurăm de peisajul ăsta. O să mă duc și în partea cealaltă a insulei și să vedem și acolo cum arată, dar nu este nimeni. Jumătate din oameni care erau aici când am ajuns noi, cred că o să plece imediat, pentru că ei deja au luat lunch-ul și cred că și-au terminat timpul aici pe insulă, așa că probabil o să rămânem și mai puțin, dar haideți cu mine până în partea cealaltă
să vedem cum arată și acolo. Eu încerc să mă feresc de, soare. Wow, și caut, încerc să-mi caut un drum pe la umbră, dar nu prea iese. Așa că cred că va trebui să iau prin soare. Problema e că arde foarte tare nisipul, foarte tare, deja este ora 2-3, așa că s-a încins super, super tare. Dar când ajung acolo vă arăt și niște cadre și din partea cealaltă. Avem și apă. E bine, dragi prieteni, cam asta a fost experiența noastră în Balabac. Sper să mă auziți destul de bine. Ne-am poziționat cu apusul în spate și avem vântul din față, dar sper să se audă ok. Da, a fost o experiență foarte interesantă. Mi-a plăcut enorm aici. Am petrecut 5 zile aici. Au fost superbe. Am cunoscut localnicii. Localnicii sunt foarte, foarte zâmbitori și primitori. Sunt niște oameni, nu știu, toată experiența asta a fost despre oameni, despre să cunoaștem felul cum trăiesc ei. Insula asta încă nu este foarte, foarte descoperită, deci probabil în câțiva ani lucrurile se vor schimba enorm. Am făcut astăzi o tură cu motocicleta pe jumate din insulă, cam așa, și se vedea clar că oamenii trăiesc încă în urmă cu 20-30 de ani, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că se apreciază între ei, se apreciază comunitățile, nu pun așa mare preț pe bani, cum facem noi din lumea civilizată. Așa că îi mulțumim prietenului Mahmah pentru că ne-a prezentat insula și a fost alături de noi. Și sper că v-a plăcut, este o experiență care pe care vă o recomand. Dacă vreți să veniți aici, noi am venit cu o agenție, dar avem datele de contact al persoanelor de aici din zonă. Și dacă vreți să veniți să experimentați și voi treaba asta, puteți să o faceți destul de ieftin. Mai scump este zborul în Filipine decât costurile pe aici, cazarea este destul de ieftină, mâncarea a fost foarte bună. Am avut drac, am avut pește, am avut pui, am avut porc, am avut absolut de toate. Deci oamenii au încercat să facă o treabă cât de bună pentru noi, pentru turiști. Și per total cred că a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o, pentru că am avut ocazia să vedem cum trăiesc localnicii și să simțim cum trăiesc ei. Resorturi și chestii de-astea găsești peste tot în ziua de astăzi, dar experiențele astea sunt destul de rare și în 5-10 ani probabil nici nu vei găsi asemenea chestii decât dacă te duci în mijlocul oceanului. Așa că vă mulțumim că ne-ați urmărit, nu știu cât de bine o să ne vedeți acum la față, dar încă o dată vă mulțumesc că ne-ați urmărit și până data viitoare, țineți aproape! Bye bye! Bye bye! I think it's too dark.